manual cum să arăți ca cipirău. Manual cum să arăți ca așa. Și gratis. Gratis, doar acum. Bună ziua, vlog! Astăzi continuăm seria cu mănânc 24 de ore ca. Astăzi să mâncăm ca și cipirău pentru că l-am văzut la Beach Please. Bine, m-am mai întâlnit cu el, dar irelevant. Pur și simplu l-am prins acolo, l-am băgat, l-am încolțit și am zis bam! Zi repede ce mănânci. Și a fost tare simpatic și ne-a zis ce mănâncă într-o zi. Este o zi ușoară, lejeră pentru noi astăzi. Pentru următoarele clipuri din seria asta o să vedeți că sunt unii oameni care mâncă niște așa, mă distruge la ficat direct. Cine știe de ce am zis ficat, înțelege la ce mă refer? Tu știi? Nu. Bun. Cipirău pentru că este Calisthenics boss, gym boss. Se fă repede 100 de flutări. Bine. Dacă ești rege. Acum. Glumim, calmați-vă. Calmați-vă, da? Știi ce? Fără de 100 de flutări. Da, trecem peste. Ne pare rău că Cipirău, acum mi-am adus aminte, pe TikTok i s-a închis contul la mare, nu știu de ce. Am văzut zile trecute când i-am dat tag. Are un cont micuț de vreo 50-60 de mii, dar săracu de el, cine știe. Dar eu zic că și-l activează din nou. Deci dimineața mănânc un shake proteic cu IMAS de la Genius. Bun, dânsul mănâncă de dimineață, in the morning, niște proteină. Nu știm, nu ne-a anunțat. Înainte de sală, după sală, se trezește, bagă direct proteina, asta nu știm. Nimic shaker-ul. No, Cipirău a spus că el bea de la Genius. Jim Beam. Nu Jim Beam, o zis de la Genius, de la Jim Beam. Nu mai știu care e proteina, eu nu sunt cu Jim Beam. Nici cu Jim Beam, nici cu Genius, eu sunt cu mai protein, mie asta îmi place. Și asta e varianta de chocolate peanut butter, asta e preferata mea, e... Efectiv, toată viața, forever. Nu mă pot sătura de ea. Nu știu, chestia de obei în fiecare zi, dar nu ce sator de ea. Ca să fim complet sănătoși, îi dăm cu o pizza. Eu de obicei îmi fac shake-ul după ce merg la sală dimineața și după aia îmi beau un shake proteic fix când plec din sală. Dar acum, dacă suntem acasă și dimineața, să începem așa dimineața noastră, că nu am apucat să dă-le, am mers la sală de dimineață, așa. Noi suntem oamenii ocupați, filmăm și mergem la sală mai acolo. E ok, bun. Hâț cu proteină. Dar de ce vede proteina asta? Nu pot să mă salturi de gustul, e efectiv. Nu știu, e așa o chestie. Și nu mai bine pune-i lapte. Mm. Sebastian, cu apă. E mai ok, lăptecul are grăsim, chestii, trestii. Cu apă, semi, cu apă, că... De ce ai lăsat camera în jos? Respect că sunt grase, este? Am beat proteina și ne auzim puțin mai târziu cu prânzul. Și după mănânc orez fiert, nici măcar sare nu pun pe el, cu piept de pui, fără condimente. Bună ziua! Pentru că eu sunt un om simplu, dar voi mă cunoașteți, eu nu sunt vreo figurantă, vreo așa. Mie mi este foame, da? Cipirău, eu înțeleg, tu arăți foarte bine, te apreciem, ești fit, ești tot, Tony, fia chestii, eu... Sebastian, de ce arăți că sunt grasă? De ce vrei să evidențiezi acest lucru? Mi se pare. Mi se pare. Eu, în schimb, Mr. Spirou, eu nu, așa, mi-aș dori să și voi fi și eu așa, dar nu știu când. Chiar nu știu când, nu știu, sper cât de curând, mă rog la Dumnezeu. Și a trecut foarte puțin timp de când am avut acel shake proteic, că mie mi-este foame, ok? I am hungry! Și ca o paranteză, trebuia să mă duc să iau niște piept de pui, lucru pe care nu am avut răbdare să stăm să-l facem pentru că mi-era foame. Și până când am filmat noi alte chestii, mi s-a făcut foame și acum ca să stau, să mă duc, să iau piept de pui, să vin acasă, să-l fac, să-l dreg. D-ăsta, gol, efectiv, care mie nu-mi place genul ăsta, nu să mă refer. Eu, având mesele mele pregătite, proteice, chestii trestii, am să combin. Deci la mușchiule să nu e piept de pui, dar o să ne prefacem că e piept de pui. Ai văzut un piept de pui aici? Cum să nu? Foarte. Dacă l-ați vedea pe semi cu cât de serios, eu te l-am zis și eu. Cum să nu? Ce? Bă, ăsta nu e piept de pui? Ăsta nu e piept de pui? Doamne, da. Bun. Și în loc de acest piureu de mazăre, am să pun orez. Și am să-l mănânc, am să mă simt excepțional după ce-l mănânc. O să fiu un al nouălea cer, pentru că mie îmi place super mult orezul ăsta gol cu sare. A, am făcut o singură schimbare. Cipi a zis că nu pune nici măcar sare în orez. Dă-o încolo, Cipi, chiar așa, nu pui sare. Ce dracu, nu pui sare. Deja ești nesimțit. Deja chiar ești nesimțit, adică...
Eu am pus sare în orez, că mi-e place să fie un pic sărat. O să facem switch-ul ăsta rapid. Vă dau feedback după, pentru că mi-e foame! Am tras perdeaua asta în spate ca să nu mă bată lumina, că stau din contra soarelui, cum s-ar spune. Ire, v-ați prins, vă prindeți voi. După o masă copioasă, sănătoasă și voinică și gustoasă și cum mai vreți voi, ca și cipi rău ce, eu nu mai pot, simt nevoia să șed, să stau jos, să mă din alea. Am o cafea lângă Sebastian pe care o să mi-o țâpe așa. Mi-o țâpă așa lejer. Pe sub masă. Pe sub masă, pe sub mână, gen. Într-o altă ordine de idei, noi o să mergem să facem niște mișcărică după această mâncărică. Nu chiar acum, un pic mai târziu. Cipiro este un om foarte activ. Acum, dacă eram în București, filmam și noi, îl prindeam pe Inisebi undeva, filmam cu cineva repede ceva ca să fim mai în ritmul lui Cipiro și a vieții lui aglomerate. La păcănele nu am să mă duc, Cipi, astăzi, pentru că știu că sunt la păcănele. Mă duc eu. Păi, eu plec de aici, eu ce facem? Na, nu am să mă duc la păcănele astăzi. O să mă duc să facem totuși mișcare astăzi la un moment dat, dar mai avem de filmat unele chestii, stau un pic repaus, îmi dau digestivul și spre seară ne auzim cu ultima noastră masă, cipirea... ce? Eu sunt un om simplu, voi mă cunoașteți, cipirău. Și eu sunt un om activ, da. Zilele în care filmăm și trebuie să mănânc tăcei în lună și în stele, urăsc să fac activități de genul, că nu am energie. Am venit până în parc și am venit pe jos. Am venit cu șminții să facem mișcare. Și acum, noi nu aveam în Cluj, adică sunt în Cluj de caliestetic, să dălea să... Caliestenice. Caliestenice? Așa, da. Din alea. Să facem și noi, dar oricum degeaba mergeam la ele, că eu nu știu să fac din ele. Eu nu pot să fac o flotare corectă, da? Și apoi e nici chiar așa, că n-am uși degeaba. Facem pași cu schnauzerul ăsta micuț cu șniții, să se miște, că ea se plimbă acum, ea se face plimbarea de după masă, de seară. Face plimbădica. Și efectiv, după aia să-mi beau și cola proteic. Am zis că mergem și până la sală, facem antrenamentul de sală și așa, dar nu mai apucăm astăzi să facem și chestia asta. Bine, stați, ajungem la iarbă și după aia revenim. Șniții o arată înainte. Șniții merge și ne ghidează. Steva, ești în parc. Ce-mi place în parc, oh my god. Da. Eu sunt un om simplu. Efectiv, astăzi e o zi din aia în care mi-e stilă să fac orice, jur. Că sunt zile în care am chef, merg, fac sport, fac alergare, adică mă duc la sală, ce dracu, nu știu ce te vorbesc eu singură. Cum ar fi să, doamne, fie, cum ar fi să pic? Nu mă pici. Ce tare. Și la ce mă ajută chestia asta? Habar n-am, eu cred că numai pe bătrânei i-aș ajută, nu știu cum să zic. Da? Și ce ai cu bătrânele în vârstă? Ai ceva, Sebastian, cu ei? Da. Ce? Îmi fură locul în autobuz, când merg la școală dimineața. Ce pii, tu faci din astea? Sigur nu. Sigur nu? Nu, el merge acolo, la tracțiuni. Faci și tot tracțiune? Hai să încercăm. Dar nu cred că pot să fac, dar hai să vedem. La ăsta? Da, la ăsta, așa. Și cum dracu vrei să fac la ăsta, că nu pot? Trebuie să mă țin așa? Îți arăt eu? Da, hai arată-mi tu, Sebastian, prima dată. Dar nici eu nu pot să fac numai una, da? Haide, nu te rușinea, Sebastian. Mă rușinez, deci te prinzi de asta, da? Da. Te la jos? Și te ridici. Bravo, Sebastian. Hai. Ești un... Tank. Sunt un chipi. Un chipi, nu aș spune chiar așa, dar dacă tu vrei, putem. Zici și chiar așa. Mi-am ales altfel cu zic. Da, gata. Ați închis ochii și n-ați văzut cum am făcut, așa-i? Păi ai făcut. Păi am făcut. Asta zic și eu, ați închis ochii, vă rog să fiți mai atenți, da? Ce face asta? Asta face aceeași chestie? Ca și ăla înainte? Nu, aici picioarele cred că ți le duci în lateral, așa, da. Stânga-dreapta. Și foarte tare. Și niți vrea și ea să facă ceva. Eu, ok, sunt un om simplu. Tu să fac așa. Așa e bine? Așa. Exact așa. Juri? Serios. Păi da, cum vrei să faci altcumva? Că nu se poate. Nu știu pentru ce, ți-am zis. Pentru bătân, cred că să le miște un pic oasele, corpul, habar n-am. Ok. Hai să mergem cu o lebă de din aia. Da, foarte tare. V-am zis. Sunt zile în care sportul este inamicul meu numărul 1. Chiar dacă eu sunt fan sport, așa, dar mă simt plină încărcată de toate astăzi. Așa că eu o să mai dau o tură de parc cu schnauzer, pentru că mai avem încă de dat o tură de parc, să vadă tot parcul și așa. Și mergem spre casă și abia aștept să trag un puiuț de somnic, de fui.
Bun, mergem acasă, așa e, trebuie să mai îmi beau un shake. Asta e ce mănânc într-o zi normală și seara mai bag un shake. Dar dacă aș putea să mănânc așa în fiecare zi, cred că și eu asta, de sincer. Păi arăta ca chipi. Aș arăta ca chipi, nu? Ai face după aceea atracțiuni. Voi nu ați înțeles, eu vă dau acum manual cum să arăți ca chipi rău. Manual cum să arăți ca așa. Și gratis. Gratis, doar acum. Eu sunt ruptă de oboseală, mă dor picioarele, am umblat astăzi, am umblat foarte mult astăzi. Cred că Chippy Rose, sper că ești mândru de mine. O să-i dăm ultimul scoop de proteină, care sincer cu mine nu o să mă împlinească în această seară. Dar... nu știu ce dar să vă zic, atâta nu o să mă împlinească. O să mă pus mă culc și sper că de seară, mai spre seară, să nu mă apuce efectiv foamei. Foame! Foamea aia nebună când comand 3 pizza, 10 burger, 5 espresso. Să fie Chippy Rose sănătos, voinic și musculos. Și mare, înalt. Mulțumim că v-ați stat la noi. Nu uitați să dați un like și să subscribe ce mai vreți voi. Lăsați-mi în comentarii cu cine mai vreți să facem chestia asta. Dați-ne orice feedback vreți voi despre acest clip. Suntem super mulți aici, vreau să facem și noi 100.000 de abonați pe contul ăsta. M-aș bucura tare mult pentru că vreau să primim butonul ăla de la YouTube, așa că vă rog! Vă rog din suflet să dați acolo subscribe, să prindeți clopoțelul. Sunt Andreea Corb, peste tot mai avem un pic și facem și milionul pe YouTube. Pe pe TikTok, poate l-am și făcut până vedeți acest clip. Dacă nu, vă rog să-mi dați un follow și pe TikTok din suflet, vă rog. Și pe Instagram și Sebastian.Frătean. Neau!